Sala Dom Polski va găzdui joi și vineri cea de-a șasea ediție a Festivalului Concurs Internațional de Folclor Cântecele Neamului. La evenimentul organizat de Școala de Arte Ion Irimescu Suceava participă concurenți din întreaga țară, dar și din Ucraina și Republica Moldova. Evenimentul se va încheia vineri cu festivitatea de premiere și un spectacol susținut de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu. Centrul Cultural Bucovina, Școala Populară de Arte, organizează în ziua de 24-25 octombrie Festivalul Concurs Internațional Cântecele Neamului, ediția a șasea, care se va desfășura la Sala Dom Polski, ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava. Vor participa concurenți din toată țara și din Ucraina, Moldova, Ungaria, Bulgaria și Serbia. Concursul este segmentat pe două secțiuni, secțiunea canto și instrumente populare. Avem un juriu format din profesori de canto, profesori de muzică din țară și de peste hotare. Repet, deci concursul este pe data de 24, începând cu ora 17, la Sala Dom Polski, iar gala va avea loc pe data de 25, vineri, tot la Dom Polski, începând cu ora 15, gala laureaților, iar după gala laureaților, ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava va susține un recital aproximativ de 2 ore.